Această imagine, așa, în primul rând vreau să vă întreb dacă îi recunoașteți. Pe cine îi recunoașteți din poză? O persoană. Domnul Heș? Deci Forciu. Domnul Petic, puteți să-i numiți dumneavoastră dacă îi cunoașteți. Și Nichifor Forciu. Așa. Și cel de-al doilea, nimeni altul. De-al doilea este... Nimeni altul decât Veceslav Zara, fostul șef de la ASP. Această poză a fost făcută săptămâna trecută, e de câteva zile, și îi vedeți pe cei doi însoțiți de câțiva preoți. E, spuneam, făcută acum câteva zile, pe surse, evident, o mai spun încă o dată. Această poză este făcută în Grecia și tot pe surse știm că acesta, deci Nichifor Ciuc și Zara, urmează sau ar urma să se întâlnească cu Vladimir Plahotniuc în apele internaționale ale Mării Egee. Astea sunt informațiile pe care noi le avem de pe surse și încercăm să le comentăm și să aflăm mai multe detalii. Apropo, aici ar trebui să mai menționăm faptul că ambii au fost de curând ieșiți din țară. Nichifor Ciuc ar fi părăsit Republica Moldova pe 16 iunie cu destinația Grecia, iar Veceslav Zara ar fi părăsit țara prin martie, prin mai a avut și percheziții la domiciliu.